S-au finalizat controlul la angajatorul respectiv, s-au constatat anumite neconformități în domeniul relațiilor de muncă privind nerepartizarea timpului de muncă în cadrul săptămâna de lucru, care nerespectarea obligațiilor legale privind acordarea repaus săptămânal cât și a sporului la orele lucrate în zilele de sâmbătă și duminică, mai mult decât atât vis-a-vis de nerespectarea dispozițiilor care referitoare la concediu odihnă suplimentar pentru salariat în vârstă de până la 18 ani. S-au constatat persoane prestații date în baza unui contract individual de muncă și alții erau ca și zileri. S-au dispus măsuri în acest sens și s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale pe legea 53/2003 privind codul muncii. În valoare de cât? Amenzi, sancțiunea contravențională 1500 de lei și 2 avertismente. Și 2 avertismente. Afară de angajatorul respectiv, problema asta ați mai găsit-o și la alte? Deci fiecare control are o anumită tematică și adică diferă de la angajator la angajator. Nu să spunem că este un caz care să reproduce în... Bun, dar fiind vorba ca un semnal că probabil așa procedează, nu, ăsta ne-a ajuns nouă ca și reclamație, dar credeți că ceilalți procedează altfel? Deci nu am avut situații de genul ăsta.